Bun găsit la jurnalul TV Sud. Primarul din Comuna Albeni, din județul Gorj, a primit o lovitură grea pe linie politică. Acesta a fost suspendat din organizația locală a PNL, în care era membru, de noua conducere a partidului, până când edilul își va rezolva problemele penale, fiind cercetat de polițiști pentru fapte de corupție. În urma negocierilor, conducerea organizației PNL Albeni a fost preluată de liderul de sindicat Cristi Aldescu. Acesta are în plan să candideze în 2024 pentru primăria Albeni, dar nu vrea să colaboreze cu actualul edil. Nu merg alături de primarul comunei Albeni. Bineînțeles că decizia au luat-o cei de la conducerea partidului. A fost suspendat până când își va rezolva problemele pe care le are în instanță, cât va dura, nu se știe. A încercat să vină la partid sau să aducă pe altcineva, dar a fost respins, a declarat Cristi Aldescu. Primarul Ionuț Stan este acuzat de comiterea mai multor infracțiuni, trafic de influență, luare de mită, abuz în serviciu, fals intelectual și divulgarea unor informații secrete de serviciu nedestinate publicității. Cele circa 2000 de replici ale cutremurelor produse în Gorj au pus autoritățile la treabă. Zonele afectate de seisme vor fi atent monitorizate cu ajutorul dronelor. Prima acțiune s-a desfășurat astăzi. Salvamontiștii au ridicat dronele din dotare și au survolat una dintre localitățile în care au avut loc epicentrele seismelor. Prima scanare în aer a fost făcută în localitatea Runcu din Gorj, acolo unde au avut loc epicentrele cutremurelor produse în luna februarie. Salvamontiștii vor căuta cu ajutorul celor 8 drone fisuri, crăpături sau alte modificări în zona montană. Acum facem supraveghere video folosind un sistem de transmisie live. Drona vede în teren, captează imagini în timp real și ni le transmite pe un monitor pe care putem să le vedem mult mai bine, pentru că este mult mai mare. Și urmărim culoarele de scurgere a pietrelor, urmărim să vedem dacă avem pe ele roci de mari dimensiuni care ar putea ajunge în stradă. Vedem aici culoarele cum merg către șosea. Vom transmite direct către dispozitive wireless și apoi direct pe monitoarele la centrul de comandă. Puteți să trimitem salvamontiști în zona de căutare. După câteva ore de scanare a zonei, pe ecranele de monitorizare au apărut și primele modificări. Părea desprinsă, dar am marcat locul și vom verifica exact în teren să vedem cât e de stabilă. Vor urca colegii acolo să vadă la un moment dat dacă este într-o poziție stabilă sau poate oricând să plece la un nou cutremur. Cu ajutorul dronelor doar le identificăm, le marcăm locul și apoi facem o cercetare terestră să vedem exact care este poziția lor și eventual să luăm o decizie dacă le dăm drumul controlat de acolo să cadă. Asta e valea. Rocile pe care le-am văzut, având o altă culoare decât restul rocilor din zonă, asta înseamnă că și-au schimbat poziția în ultima perioadă, s-ar putea să se datoreze acestor cutremure și vrem să vedem care este efectul lor direct, pentru că știți că după fiecare cutremur drumurile s-au curățat, au fost foarte multe pietre căzute, nu erau pietre de mari dimensiuni, dar iată că acum vorbim de roci de câțiva metri. În peisaj a apărut și un urs. Sistemul de transmisie online este foarte bun. Drona vede, ne transmite pe un monitor care poate să fie oricât de mare, unde avem vizibilitate foarte bună. Să sperăm că ursul nu s-a speriat de noi și va ieși de sub copaci. Ia să-l vedem. Da. E aici. Este la 300 de metri distanță și îl vedem de la 200 de metri înălțime. Acolo. Ia uite, da mă, urse, ia uite. Acțiunile de căutare nu se opresc aici și se vor întinde pe o perioadă de una sau două luni. Dronele vor survola și localitățile Lelești, Arcani, Peștișani sau Stănești. Drona poate vedea cu termoviziune și desfășurăm mai multe tipuri de zboruri. Primul tip de zbor este unul vizibil, manual, în care se vede partea aceasta de stânci, unde reușim să identificăm dacă, de exemplu, avem o rocă care stă să cadă din cauza cutremurului sau, cum am explicat mai devreme, animale sălbatice care se află în primejde și trebuie oprotite. De asemenea, are și un mod automat pe care l-am detaliat. Drona scanează o zonă de câteva zeci de hectare cu fotograme într-un timp foarte rapid
adică fotograme sunt transmise către centrul nostru mobil de comandă, unde le procesăm automat. Gorjul a fost zguduit de două seisme puternice pe 13 și 14 februarie. Primul a fost de 5,2 grade pe scara Richter și al doilea de 5,7 grade pe scara Richter. Au urmat mai apoi circa 2000 de replici, între care unele de peste 3 și chiar peste 4 grade pe scara Richter. Premierul României Nicolae Ciucă este așteptat după sărbătorile pascale în Gorj. Vizita primului ministru are drept scop clarificarea situației de la complexul energetic Oltenia. Socialdemocrații au cerut în repetate rânduri ca Nicolae Ciucă să vină și să le spună clar minerilor și energeticienilor care va fi soarta colosului energetic. Primarul Comunei Roșia de Amaradia, Liviu Cotoșman, speră ca premierul să vină cu vești bune, iar activitatea complexului energetic Oltenia să continue. După ce socialdemocrații au acuzat că liberalii sunt vinovați de ceea ce se întâmplă în minerit și energie, premierul Nicolae Ciucă va ajunge în Gorj. Primarii din zonele miniere speră ca premierul să clarifice situația de la CEO, iar activitatea să continue mulți ani de acum înainte. E o chestiune politică, pentru că am văzut partenerii noștri de guvernare, PSD-ul și nu numai, ne reproșează că conducerea complexului este asigurată de PNL și că PNL-ul ar fi direct responsabil pentru ceea ce se întâmplă în perioada următoare, anunțurile din media, acum că se închide complexul energetic în 2026, motiv pentru care trebuie să luăm și o atitudine politică. De asta vă spuneam că domnul președinte Iordache a reușit să convoace corpul miniștrilor, în speță premierul și cu încă doi miniștri, să vină la Gorj să lămurească această problemă, să vedem ce se poate face în perioada următoare, astfel încât să fie amânat acest program care include condiționarea anumitor sume ce vin pentru investiții, pentru mărirea de capacități prin PNRR. Sperăm ca explicațiile guvernului, pentru că sunt cei mai în măsură să facă acest lucru, să fie destul de convingătoare și să ne dea garanția că și în perioada următoare, adică și peste 10 ani, complexul energetic va avea activitate. Minerii și energeticienii vor să fie clarificată în primul rând situația aplicării legii de reducere a vârstei de pensionare, dar vor să știe și dacă le vor fi prelungite contractele celor 1600 de noi salariați ai complexului energetic Oltenia angajați pe o perioadă determinată. Mobilizare masivă a forțelor de ordine în județul Gorj. Zeci de polițiști și jandarmi vor ieși la datorie de sărbători pentru a asigura ordinea și siguranța cetățenilor. Vizate sunt lăcașurile de cult importante din Târgu Jiu, Tismana, dar și zonele turistice Runcu și Rânca, unde va fi aglomerație de flori și Paște. Sărbătorile religioase din această lună se apropie, iar multe persoane vor merge la biserică, dar și la iarbă verde. Va fi aglomerație atât în orașul Târgu Jiu, cât și în localitățile Tismana, Runcu și stațiunea montană Rânca. Efectivele de polițiști și jandarmi au fost suplimentate în aceste zone vulnerabile. În intervalul 7-10 aprilie, peste 200 de polițiști vor acționa în medie zilnic pentru asigurarea unui climat de ordine și liniște publică pe raza de competență și pentru efectuarea unei intervenții rapide și reacții ferme la solicitările cetățenilor. Au fost suplimentate dispozitivele de ordine publică și poliție rutieră pentru a se asigura o fluidizare a traficului rutier și pentru prevenirea accidentelor sau blocajelor în trafic. Inspectoratul de jandarmi județean Tudor Vladimirescu Gorj a suplimentat numărul de jandarmi planificați în misiuni de ordine publică în județul Gorj pentru a preîntâmpina situațiile care pot afecta siguranța cetățenilor. O atenție deosebită este acordată zonelor montane, Rânca, Runcu și Tismana, unde jandarmii montani vor interacționa cu turiștii, astfel încât să ne asigurăm că nu vor fi probleme care să afecteze climatul de ordine și liniște publică. Polițiștii și jandarmii recomandă gorjenilor să fie vigilenți de sărbători pentru a evita pericolele. Sporiți atenția asupra bunurilor de valoare atunci când vă aflați în zone aglomerate. De asemenea, dacă părăsiți locuințele, asigurați-vă că ați încuiat bine ușile și ferestrele. Recomandăm tuturor participanților la trafic să circule cu atenție sporită și să respecte legislația rutieră. Pentru cei care aleg să meargă în pelerinaj, trebuie să fim atenți încă de la modul în care parcăm autovehiculul pentru a nu bloca accesul autospecialelor de intervenție sau căile de evacuare în cazul producerii unei situații de urgență. Vom acorda o atenție sporită persoanelor vârstnice și copiilor și, bineînțeles, nu supraaglomerăm lăcașurile de cult. Vom utiliza lumânările responsabil și nu îi vom pune sub nicio formă în pericol pe ceilalți eluriași.
Pentru cei care aleg să petreacă alături de familie sau prieteni, să facă un grătar sau să utilizeze focul deschis pentru prepararea hranei, trebuie să avem în vedere că focul nu va fi niciodată lăsat nesupravegheat. Obligatoriu vom avea lângă noi mijloace de primă intervenție și mă refer aici la un stingător de incendiu sau recipiente cu apă. Totodată, vom avea în vedere să nu existe posibilitatea ca focul să se extindă la vecinătăți, iar la terminare vom stinge complet jalul. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să sune la 112 pentru ajutor. Procesul de restituire a pădurilor confiscate în timpul regimului comunist este unul anevoios. O spun reprezentanții prefecturii Gorj, care susțin că în prezent emiterea titlurilor de proprietate pentru păduri este blocată. Motivul? Birocrația. Șeful Serviciului Legalitate din cadrul prefecturii Gorj a anunțat însă că va face demersuri la guvern pentru a debloca emiterea titlurilor de proprietate pentru terenurile forestiere. Legislația ar trebui modificată pentru că terenurile care au fost luate de la cetățeni aparțin domeniului privat al statului. În loc să dăm sute de mii de hotărâri de guvern pentru fiecare cetățean în parte, să modificăm în mod coerent legislația, printr-o ordonanță de guvern sau printr-o lege, fără a mai fi necesar să se adopte atâtea hotărâri de guvern pentru fiecare cetățean în parte. Să modificăm legea, să spunem clar că terenurile luate de la foștii cetățeni aparțin domeniului privat al statului și nu domeniului public, așa cum prevede legea în momentul de față. De când este blocajul? Din iulie 2017. Din iulie 2017, când Curtea Constituțională a fost sesizată de o direcție silvică, de direcția silvică Vâlcea, și a statuat că, într-adevăr, terenurile, având în vedere faptul că terenurile forestiere aparțin domeniului public al statului, nu pot fi emise titluri pe aceste terenuri până nu sunt dezafectate din domeniul public. Curtea Constituțională n-a spus care e modalitatea de dezafectare, că prin lege, prin ordonanță sau prin hotărâre de guvern. A rămas la... e decizia instituțiilor centrale să stabilească modul de lucru. Și atunci modul de lucru pe care s-a plecat e unul care n-a dat rezultate, care e extrem de birocratic, anevoios și se dovedește că n-a fost fezabil. Șeful Serviciului Legalitate din cadrul prefecturii Gorj susține că în acest moment este un blocaj în ceea ce privește emiterea titlurilor de proprietate. Este blocajul generat de decizia Curții Constituționale 395/2017 în emiterea titlurilor de proprietate pentru terenuri forestiere. Poate fi rezolvat într-un mod extrem de simplu prin modificarea legilor fondului funciar, codului silvic și codului administrativ, în sensul stabilirii principiului potrivit căruia terenurile forestiere preluate prin măsuri abuzive în perioada 1948-1989 de către fostul regim comunist să fie catalogate ca aparținând domeniului privat al statului în administrarea structurilor silvice și la dispoziția comisiilor locale. Potrivit reglementărilor actuale, reglementări care au fost criticate prin decizia Curții Constituționale, aceste terenuri preluate în mod abuziv de la cetățeni aparțin domeniului public al statului și s-a pus problema imposibilității emiterii titlurilor de proprietate atâta timp cât aceste terenuri nu sunt dezafectate din domeniul public al statului și trecute în proprietatea privată. Agenția Națională de Restituire a Proprietăților, care este organul de specialitate al statului în domeniul reglementării și coordonării activității comisiilor locale de fond funciar, consideră oportun, de la apariția deciziei Curții Constituționale, consideră oportun și necesar întocmirea de dosare individuale pentru fiecare cetățean în parte, care să stea la baza adoptării unor hotărâri de guvern pentru trecerea terenurilor din proprietatea publică în proprietatea privată. Procedeul este unul anevoios și de durată, iar reprezentanții prefecturii încearcă acum să găsească o soluție. În opinia noastră a instituției prefectului și a mea personal, acest mod de lucru este extrem de birocratic, ar îngreuna, ar împovăra Guvernul României cu adoptarea a sute de mii de hotărâri de guvern. Dovada este și dovada că acest lucru este inoportun este și faptul că până în prezent Guvernul României n-a adoptat nici măcar o astfel de hotărâre de guvern și atunci la toate întâlnirile care le-am avut și toate demersurile care le facem și în ultima perioadă de timp s-au concretizat într-o întâlnire la sediul Avocatului Poporului,
Alaltări am avut o întâlnire la sediul Guvernului României, unde am încercat să conștientizăm factorii de decizie de la nivel central de oportunitatea adoptării unei ordonanțe de guvern sau unei legi prin care să se reglementeze situația respectivă. Problema ar putea fi rezolvată prin modificarea legii fondului funciar și a codurilor silvic și administrativ. A mai rămas o săptămână până la Paște, așa că românii se gândesc deja ce o să pună pe masa de sărbători. Pe lângă carnea de miel și drob, gospodinele au început să strângă ouăle pentru vopsit. Dacă cei mai mulți preferă ouăle de găină sau de gâscă, există însă și clienți cu dare de mână care le aleg pe cele exotice, de pildă cele de struț, care sunt mult mai sănătoase. Cei care au optat pentru această afacere își rotunjesc veniturile în această perioadă, pentru că pe lângă ouăle gigant se caută și carnea de struț. Un gorjan care deține o fermă de struți abia face față comenzilor în această perioadă. Marcel Negre a început afacerea în urmă cu peste două decenii și spune că a fost o alegere bună, Paștele fiind una dintre cele mai profitabile perioade din an. Pe ou se trece întotdeauna data, ora, greutatea oului și de cine este făcut. Ele ajung până la 1,4 kg, astea ca să făcute de o struțoaică care este mai tânără, iar care este mai în vârstă, ajunge până la 1,9 kg. Dintr-un ou din acesta poate să consume cam 12-13 persoane. La noi au mers treaba foarte bine cu ouăle de struț, mai ales acum în zilele de Paști, în apropierea Paștelui, nu facem față cu vânzările. Un ou costă 150 de lei dacă este cumpărat direct de la fermă, iar pentru unul încondeiat, clienții trebuie să scoată mult mai mult din buzunar. Afaceristul spune că sunt scumpe, dar mari și dintr-unul se poate sătura o familie întreagă. Pe lângă asta, un ou de struț poate fi pictat în fel și chip, astfel încât să fie atracția mesei de Paște. Aici avem ouă proaspete. La noi, vă spun și prețul. La noi ajunge ouă cam la 150 de lei dacă îl luați de la fermă. Iar dacă vi-l aduc acasă, până la 100 de kilometri, ajunge la 200 de lei. Aici ouă încondeiate. Aceste ouă ajunge cam până la 300 de euro în afară. Deci în țară nu prea se caută, dar în afară se caută foarte mult. Acum 2 ani de zile am făcut pentru Papa, adică pentru italieni, am făcut 200 de ouă încondeiate. Sunt valorificate și penele, dar și carnea de struț. Aici avem pene de păun, tot ce avem în ferma noastră. Tot. O pene de păun, care ajunge până la 10 lei bucata. Pene de struț, care se vopsesc. Astea se folosesc la nunți, la boteze, la rochii de mireasă. Și ștergătoare, dacă îmi permite să vă arăt unul așa. Ștergătoare de praf pentru damele de la oraș. Că noi la țară nu mai dăm cu pămătuful. Noi la țară dăm cu cârpa. În ceea ce privește carnea de struț, pofticioșii scot din buzunar pentru un kilogram în jur de 170 de lei. Prețul este unul piperat, însă nutriționiștii susțin că este cea mai bogată în proteine și nu conține colesterol. MedServ Min, societatea prestatoare de servicii medicale a Complexului Energetic Oltenia, a revenit la viață datorită noului director, Anca Bordușanu. Conducerea a organizat astăzi prima conferință medicală cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății. Evenimentul s-a bucurat de un real succes, sala mare a UCB-ului s-a umplut cu 10 de persoane. Conferința a avut loc la orele 10 în sala Aula Magna de la UCB. Sala mare a universității a fost plină de angajații de la MedServ Min, studenți, dar și voluntari. Evenimentul a fost unul cu greutate, deoarece au participat directorii instituțiilor de sănătate din județul Gorj, medicul Bogdan Niculescu și reprezentanții ai UCB. Toți au ținut un discurs și au felicitat-o pe directorul Anca Bordușanu. Aceasta a subliniat importanța firmei pe care o conduce și reușitele obținute în aproape 8 luni de mandat. Stimate colege, stimați colegi, domnilor și domnilor, 7 aprilie reprezintă pentru noi toți Ziua Mondială a Sănătății. Iată că evenimentul de o importanță deosebită este marcat și de către noi, de către noi toți. Prin organizarea acestei conferințe medicale, a cărei temă este resuscitarea cardiorespiratorie și primul ajutor la pacientul politraumatizat. Spunem că este un bun prilej pentru a ne îndrepta atenția mai mult, ca oricând, către cel mai important aspect al existenței noastre, și anume sănătatea. Dare la mulți ani, stimați colegi, la mulți ani tuturor celor care lucrează în sănătate și vă mulțumesc pentru tot ce faceți.
trebuie menținut capul și coloana cervicală în ars. Ok, se verifică starea de conștiință a bolnavului, încercăm să vorbim cu el, pacientul nu răspunde, geme, și atunci se verifică calea aeriană în subluxația mandibulei, nu facem hiperextensia capului datorită posibilor leziuni la nivelul coloanei cervicale. Și atunci, în cazul în care la nivelul cavității bucale există sânge, există vomitente, se aspiră, după care se introduce canula oropharingeană, care se măsoară de la nivelul comisurii bucale până la nivelul teabusului. Ea se introduce cu concavitatea cranial, după care până la jumătate se rotește se introduce și restul. Cei prezenți au avut parte și de o demonstrație de salvare a unui pacient rănit, iar mulți din sală au fost captivați. Directorul MedServ Min a promis că va organiza o nouă ediție a conferinței medicale anul viitor. Unul dintre cei mai importanți directori din județul Gorj își dorește schimbări în sistemul public de sănătate. Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au aniversat ieri Ziua Mondială a Sănătății, ocazie cu care managerul unității spitalicești a transmis un mesaj, iar Spitalul de Boli Infecțioase a primit o placă memorială a doctorului care l-a înființat. Manifestarea a avut loc ieri la orele 13:30 în incinta Spitalului de Boli Infecțioase din Târgu Jiu. La eveniment au participat conducerea și câțiva angajați ai Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, dar și persoane care lucrează în domeniul sănătății. Managerul Dumitru Vienescu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății. În primul rând, Ziua Mondială a Sănătății este un prilej de a ne transmite un mesaj de mulțumire de la mulți ani și vrem să le mulțumim pentru faptul tuturor personalului, medicilor, asistenților medicali, personalului superior cu studii superioare, pentru modul în care se implică și ne asigură sănătatea noastră, pentru că ei sunt aceia care salvează vieți, care alintă suferințe sau care ne dau speranța de a convingerea că putem să avem o viață sănătoasă și pentru asta vreau să le mulțumesc pentru darul suprem de care ne oferă sănătatea. Directorul Spitalului Public din Târgu Jiu își dorește schimbări în instituția pe care o conduce. Sunt foarte multe proiecte în derulare. Ne dorim un spital care să creeze condiții optime pentru tratarea pacienților și până la urmă pacienții sunt aceia care vor da nota spitalului. Sunt multe lucruri care se desfășoară. Eu sper că în decurs de un an să aceste lucruri să fie terminate și astfel încât activitatea spitalului și mulțumirea pacienților să fie foarte mare. Este a 75-a aniversare a Zilei Mondiale a Sănătății, care se sărbătorește în fiecare an pe data de 7 aprilie. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un weekend excelent!